în numele Domnului nostru Iisus Hristos și spre slava sa, vom deschide sabatul acesta cu cântarea 344. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim, Părinte Ceresc, că încă o săptămână, încă 6 zile de lucru, Tu ai fost cu noi, ai venit asupra noastră, Te-ai purtat cu noi ca un tată și ca mamă care își strigăște cu drag copiii. Îți mulțumim acum că ne-am în casa Tatăl Răciune, la picioarele Tale. Te rugăm să fii prezent aici, așa cum ai promis, prin Duhul Tău cel Sfânt, să mântuiți fiecare inimă, fiecare suflet, fiecare persoană, să mântuiți în special cuvântul Tău, să mântuiți servul Tău, să mântuiți cei dragi ai noștri, lucrarea Ta, pentru tinde, să mântuiți pe cei ce ascultă, pe cei bolnavi, pe cei care nu pot să vină în această seară. Te rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus și îți mulțumim. Amin. Amin. Pacea Domnului! Mă bucur mult să fim în seara aceasta împreună și să începem sabatul în casa lui Dumnezeu. Nu știu cum a fost săptămâna pentru dumneavoastră, dar cred că tot 6 zile a avut. Dar 6 zile din ce în ce mai scurte, din ce în ce mai de neajuns și lucrul acesta nu știu dacă este chiar o mare fericire. Faptul că timpul trece repede. Mă bucur să avem ocazia și în seara aceasta să deschidem cuvântul, să învățăm din el. Sunt întotdeauna lecții interesante pe care le putem găsi în cuvântul lui Dumnezeu. Și subiectul pe care aș vrea să-l avem în atenție se numește Vindecarea lui Naaman. Istoria aceasta a lui Naaman, sunt convins că o cunoaștem foarte bine. Este o întâmplare fericită cu foarte multe lecții și cu foarte multe învățături. Aș vrea să privim încă de la început asupra acestui aspect al vindecării. Trăim într-o lume din ce în ce mai bolnavă și deși sunt performanțe din ce în ce mai frumoase și mai mari în domeniul medical, bolile, nenorocirile aduse de aceste epidemii sunt din ce în ce mai mari. Și lucrul acesta îl putem să observăm cu ochiul liber, fără să facem cercetări amănunțite. Numai că mai sunt și altfel de boli în lumea aceasta. Și cred că sunteți la curent cu ceea ce s-a întâmplat în Franța ieri, această nenorocire de neimaginat. Eu, cel puțin aceasta este opinia mea, este că nenorocirea aceasta este datorată unei boli. Un om care vrea să ucidă pe cineva care nu i-a greșit niciodată, doar pentru că are niște idealuri, doar pentru că cineva i-a promis ceva și a citit ceva sau nu știu ce s-a întâmplat, asta este
chiar o boală. O boală care nu poate fi vindecată nici cu mitraliera, nu poate fi vindecată nici cu lanțurile. E o boală care foarte greu poate fi vindecată. Mai sunt fel și fel de boli, cel puțin sufletești, dureri, răni, care pot să macine viața unui om, pot să-l dărâme. Mai este o boală pe care o știm foarte bine, care nu este ușor de vindecat, boala păcatului. Aceasta este una dintre marile epidemii cu care lumea noastră se confruntă. Și aș vrea ca în contextul acesta al nevoii de vindecare, în contextul acesta al agravării situației de sănătate, nu doar fizică, dar mai ales spirituală, aș vrea să privim la întâmplarea lui Naaman, la experiența lui și să încercăm să o aducem în viața noastră, pentru că acolo vom descoperi foarte multe aspecte interesante. Sunt oameni care cred că istoria Bibliei, istoria biblică, este o istorie depășită, cu lecții învechite, care nu mai sunt utile, nu mai sunt potrivite, dar dacă este să ne uităm cu atenție și să aducem în viața noastră și în timpul nostru aceste întâmplări, vom descoperi lecții extraordinare. Așa că vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la 2 Împărați, capitolul 5, și aș vrea să citim împreună de la versetul 1 până la versetul 16. Haideți să lecturăm împreună, să ne facem o imagine de ansamblu asupra acestei relatări și apoi să punctăm câteva aspecte. Deci, 2 Împărați, capitolul 5, începând cu versetul 1, spune așa: Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și a zis stăpânei sale: Oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său: Fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul a zis: Du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicle de aur și 10 haine de schimb. A adus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa: Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis: Oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului: Pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu caii și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: Du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând: Eu credeam că va ieși la mine. Se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui și își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și i-au zis: Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus: scaldă-te și vei fi curat. S-a pogorât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș
și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și i-a zis: iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul, decât în Israel. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Elisei a răspuns: viu este Domnul, al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Aproape că doar citind putem să surprindem foarte multe lecții interesante de aici și cred că face bine sufletului nostru atunci când citim din Sfânta Scriptură, fără să avem așa un studiu dinainte pregătit pentru a studia ceva anume. Întotdeauna lectura Sfintelor Scripturi face bine sufletului. Aș vrea să punctez câteva aspecte care mie mi se pare interesante. Unul dintre ele îl găsim în versetul 1. Spune despre Naaman, la un moment dat versetul spune: prin el izbăvise Domnul pe sirieni. În vremea aceea și mult timp după aceea, foarte mulți dintre izraeliți credeau că Dumnezeu este doar al lor. Dumnezeu este Dumnezeul lor, biruințele sunt biruințele lor. Sună ciudat, cum adică Dumnezeul lui Israel izbăvește și pe sirieni? Este un lucru aparent ciudat pentru cei care vor să pună monopol pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu, să știți că iubește și pe sirienii de atunci, sunt convins că iubește și pe sirienii de astăzi. Copiii lui Dumnezeu sunt din orice nație de oameni și Dumnezeu are grijă să-i salveze și pe ei. Acum, uitându-ne la Naaman, cum că Dumnezeu izbăvise pe sirieni prin el, și aici avem niște semne de întrebare. Naaman era tăiat împrejur ca să fie un izbăvitor din partea Domnului? Naaman ținea serviciile de la templu ca să fie un izbăvitor? Nu, clar, Naaman era un păgân. Dar Dumnezeu se folosește de el să salveze niște oameni. Și poate să fie o lecție uneori destul de tristă. Și anume că Dumnezeu se uită în poporul său și nu găsește pe nimeni care să fie un izbăvitor și este nevoit să găsească undeva în altă parte un om care, mă rog, este limitat din punct de vedere al cunoștințelor, din punct de vedere al pregătirii, dar prin care Dumnezeu își face lucrarea sa. Mai este un alt aspect legat de Naaman. Sunt convins că Naaman merită toată admirația noastră. Lăsând la o parte ceea ce s-a întâmplat cu el, dar Sfânta Scriptură spune despre el că era un om tare și viteaz. Poate că ați întâlnit oameni moi, oameni de plastilină, oameni care nu sunt tari. Ce vă spune despre un om care este tare? Un om curajos, un om care dauie da, nu e nu, și putem să extindem foarte mult lucrul acesta. Din foarte multe puncte de vedere, Naaman era un om de succes. Era tare și viteaz, era văzut bine de împărat, avea o poziție socială foarte bună, sunt convins că nu trăia din ajutor social, sunt convins că avea foarte mulți bani și am putea să spunem că nu prea mai avea ce să-și dorească de la viață. Numai că, textul spune foarte simplu, omul acesta tare și viteaz, omul acesta cu vază, omul acesta care a fost erou în anumite războaie, avea o mică problemă. Era lepros. Și întrebarea mea este, chiar era mică problema? Păi haideți să ne gândim ce înseamnă să fii lepros. Să ai o boală nevindecabilă. Ești un om de vază în țara ta, împăratul te apreciază și ai vrea să te duci la ședințele de consiliu cu împăratul. Se poate? Nu se poate. Te bucuri că ai o casă mare, te bucuri că ai o familie poate numeroasă,
Vrei să stai la masă cu soția ta, cu copiii tăi? Se poate? Nu se poate. Din nefericire, această problemă a lui Naaman anula tot ce construise în 10 de ani. Tot ceea ce se realizase frumos și pentru mulți era lucru extraordinar, problema aceasta mică anula totul. Uneori se întâmplă să auzim despre unii oameni. Este un profesor extraordinar. Cunosc cazul și vă spun din experiență concretă. Un profesor universitar. Un om foarte inteligent. Un om cum se cade, un om bun. E bețiv doar. Și el, na, ca orice om. Numai că vine beat la cursuri. Dar în rest, ce a scris omul acela, ce a realizat omul acela, este extraordinar. Și întrebarea este, problemuța aceea contează? Contează. Din nefericire, sunt lucruri aparent mărunte. Sunt lucruri minore care pot să anuleze lucruri extraordinare. Poate că ați auzit cazuri și mi-ar face plăcere să spun din povești, dar din nefericire nu sunt povești, despre oameni care fac evangelizări, despre oameni care scot din buzunar sume mari, despre oameni de sacrificiu care atunci când îl chem la două noaptea vine să te ajute. Mai că are și el probleme cu porunca șaptea. Dar în rest, impecabil. Și întrebarea mea este, contează? Contează. Pot fi lucruri mici în viața noastră, care să anuleze poate 10 de ani de credincioșie. Lucruri aparent scuzabile în lumea noastră, pentru că ați văzut în ce privește lumea politică, în lumea socială, se spune, domnule, viața privată e viața privată, viața profesională e viață profesională, nu trebuie să amestecate pentru că lucrurile au fiecare direcția lor. Oare chiar așa este? Eu cred că trebuie să fim atenți că pot fi lucruri mici în viața noastră care să dărâme ani de eforturi, care să dărâme poate 10 de ani de credincioșie și de slujire doar pentru că un lucru mic era ascuns acolo. Naaman, un om tare și viteaz, un om cu vază la împăratul său, nu l-a ajutat cu nimic pentru că avea o problemă. Să știți că și cu mântuirea este la fel. Știți că la un moment dat se spune despre niște oameni, Doamne, dar n-am prorocit noi numele Tău? N-am făcut noi lucruri extraordinare? Și cineva le va spune, ați avut o mică problemă care v-a îndepărtat de mine. Ați avut ceva ascuns foarte bine de oameni, nimeni nu l-a văzut, dar îmi pare rău, totul se anulează. Naaman trăia o dramă, realizase lucruri mari și frumoase, dar problema aceasta mică l-a nenorocit. Și nu cred că merită, nu cred că este de dorit să fim în pielea lui. Se întâmplă ceva și aici este de discutat. Știți foarte bine, în casa lui era o fetiță din țara lui Israel care nu era dus acolo nici să facă liceul, nu era nici să fie la colegiu sau să învețe, să cânte la pian sau o meserie acolo, ci era adusă ca sclav. Avea program, avea slujba ei și lucrul acesta nu era deloc plăcut. Dacă este să privim în istorie, puteți să ne imaginăm foarte multe cazuri când un sclav își iubea stăpânul? Pot fi poate câteva cazuri, dar rare, pentru că de obicei era o tensiune între sclav și stăpân de sclavi care a dus, știți foarte bine, la multe nenorociri. Numai că fetița aceasta, deși era sclavă, se gândește că ar putea să ajute pe stăpânul lor. Și acum stăm să ne gândim, oare fata aceasta, de ce nu se gândea doar la ea? De ce nu se gândea doar la binele ei? Ce treabă ai cu șeful tău?
Ce treabă ai cu necazul vecinului tău? Ce treabă ai cu problema? Mai ales când tu nu poți să o rezolvi. Numai că fetița aceasta crede că, știți bine textul, dacă știi să faci un bine și nu-l faci, e un păcat. Deși nu obliga nimeni, deși nu era constrânsă de nimeni, inima ei, caracterul ei spunea, dacă pot să ajut pe cineva, o voi face și o fac cu toată plăcerea. Și să știți că uneori a ajutat nu înseamnă să dai o felie de pâine, nu înseamnă să dai niște bani. Uneori, marele ajutor este să dai o informație, să faci o conexiune, pentru că asta poate să rezolve multe lucruri. Și fetița l-a făcut. Poate că în contextul acesta înțelegem mai ușor ce înseamnă declarația Domnului Hristos, până nu veți fi ca niște copilași, aveți o mare problemă. Fetița aceasta spune stăpânului, uite, există un proroc în Israel care poate să ajute și aici se întâmplă ceva. Credeți că Naaman n-a mai încercat niciodată să se vindece? Eu sunt convins că s-a dus la medicul împăratului, s-a dus la tot ce a știut și a putut, a epuizat toate variantele posibile și imposibile și la un moment dat chiar obosise în a mai căuta și spera vindecare. Dar se întâmplă ceva aici, și anume, Naaman ia în serios ce spune un copil. Ia în serios, și știm bine finalul, și câștigă. Și acum îmi permit întrebarea. Merită luat în serios afirmația unui copil? Poate că cei care aveți copii mai mici sau mai mari, ați obosit la câte lucruri spun copiii, că vreau și rotile, vreau și minge, vreau și ghețată, vreau și... Nu mai pot să iau seamă la toate acestea. Dar haideți să le lăsăm pe acestea care țin de copilărie. Dar luăm în seamă ce spune un copil atunci când vrea să stea un timp cu tatăl sau cu mama lui? Luăm în seamă un copil care strigă într-un fel, poate nu chiar așa disperat, că uite, am și eu o problemă sufletească, uite, ceva mă frământă. Îl luăm în seamă? Pentru că de multe ori se întâmplă ca noi, oamenii mari, să fim atât de preocupați de proiectele noastre, de ce avem de rezolvat, de drumul nostru, încât să nu uităm de copiii noștri, care uneori ar vrea să stea la masă cu noi, uneori ar vrea să facă lecțiunea cu noi, uneori ar vrea să stea în brațele nostru. Am întâlnit un părinte care spunea așa, deși avea nu unul, ci avea trei copii, care spunea, uite, eu n-am amintiri cu copiii mei de când erau mici, de când erau bebeluși, de când erau la grădiniță, pentru că am fost prins în lucrare, am avut atât de multe lucruri de rezolvat, a fost atât de multe lucruri pe umerii mei. Și zici, copiii n-au strigat niciodată? Ba da, da. Am găsit întotdeauna scuze. Eu cred că în lumea noastră, în care deja sunt niște prăpăstii între generații, între părinți și copii, este pentru că de foarte multe ori oamenii mari nu bagă în seamă ce spun cei mici. Și uneori ce spun cei mici este de fapt soluția și rezolvarea. Dacă Naaman ar fi fost arogant să spună, ia pleacă fetiță, du-te, ai șters praful, ai făcut curat unde ai, lasă-mă cu poveștile tale, sunt convins că ar fi murit. Dar Naaman a avut puterea să asculte un copil și a luat timp să stea de vorbă și deși noi avem relatat scurt aici, și a luat timp să asculte ce spui, despre cine, dar ce a făcut, te rog să-mi explici mai mult. Și interesant este că un om mare ascultă pe un copil. Știu și eu din proprie experiență.
Și deși nu mi se pare extraordinar de ce copiii mei tânjesc să stea cu mine. Și la noi în casă am făcut o regulă, și anume că în fiecare vineri seara dormim toți patru în pat. Să nu mă întrebați dacă e foarte ușor. Nu e, pentru că pe mine sâmbătă mă așteaptă ceva de genul acesta. Și am sperat de fiecare dată când le întreb vineri seara, mai vreți și în seara asta? Să zică nu. Dar de fiecare dată zice, ba da, vrem. Și ne chinuim. Și acum, de multe ori am gândit, ui, aveam minte și eu, om mare, să bag în seamă lucrurile astea? Dar pentru că știu că aduce bucurie, știu că aduce ceva de suflet, până n-or mai vrea ele, o să fac lucrul acesta. Și îmi dau seama cât de important este să asculți glasul, uneori strigătul, uneori durerea unui copilaș nebăgat în seamă, care vrea să ajute, vrea să se implice, iar oamenii mari spun, hai, pleacă de aici. Merită să reținem lucrul acesta și cine mai are ceva de făcut aici, îl rog din toată inima să fac. Naaman ascultă de copil, se duce la împărat pentru că așa erau regulile, îi spune împăratului, uite, am găsit o variantă pentru problema mea. Interesant este că împăratul nu zice, dar cine ți-a spus? Păi o fetiță. Împăratul zice, păi da, bine, tu bagi în seamă copii? Nu. Vă dați seama ce-i cu copilul ăla și cât de bine era apreciat acel copil, încât și împăratul spune, a, da, în regulă, îți fac scrisoare să se ducă la împărat? O mașinărie pornită de la un copil. De la un copil care își iubea stăpânul, un copil care vrea să facă binele și care realizează lucruri extraordinare. Împăratul face scrisoarea, vedeți că și în vremea aceea protocolul acesta diplomatic funcționa foarte bine, se face scrisoarea, se duce la împărat, pentru că niciodată nu și-a imaginat împăratul Siriei că o problemă de genul acesta nu este la cunoștința împăratului. Numai că merită să zăbovim puțin așa asupra reacției împăratului. Ce face împăratul lui Israel? Oare sunt eu Dumnezeu ca să vindec și să înviez, să vindec pe om de lepra lui? Ce cu asta? De ce mă cheamă pe mine pentru problema aceasta? Și dintr-o dată își dă răspunsul. Să știi, aha, e o conspirație aici. El urmărește ceva. Am văzut eu. L-am mai studiat în câteva situații. Clar, el are gânduri rele. Ați întâlnit oameni care văd conspirații în toate lucrurile? De ce te-ai uitat așa la mine? A, clar, te-ai uitat așa pentru că nu știu ce. De ce nu te-ai uitat? A, știu de ce nu te-ai uitat. Pentru că și lista continuă. Și lista uneori nu se oprește niciodată. Am văzut eu cum i-a dat bună ziua, am văzut eu cum i-a întins mâna, am văzut eu, clar, nu, ăsta-i pus pe ceartă. Și întrebarea este, prietene, ți-ai luat pastilele? Poți să vezi că totuși sunt și oameni care nu urmăresc nimic, care îți dă bună ziua pentru că îți dă bună ziua. Și nimic de desubt, adică nu urmărești nimic? Nu, frate, nu urmăresc nimic. Dar de ce ai venit? Am venit și eu. Nu știu eu de ce ai venit. Am pățit de câteva ori să mă duc în vizită la cineva, să-i fac o vizită în districtul meu, și când m-a văzut la poartă, de ce ați venit? Să mă fac o vizită, stăm de vorba. A, nu, că nu veneați dumneavoastră degeaba. Dar de ce am venit? Am venit doar să stăm de vorbă. Nu, cred că v-a spus cu tare. Cred că da. Aha, deci v-am văzut când ați dat mâna și a stat sâmbătă seara mai mult. Am văzut clar. A apărut și e greu să explici că chiar nu e nimic de desubt. Unor știți ce cumplit este să spui, domnule, dar sunt sincer. Chiar nu ascunde. Nu, lasă că știu eu. Ce fel de lume este asta? Este o boală și aici?
dacă ar fi după mine, și pe împărat l-ar fi trimis la Iordan. Nu de 7 ori. De 70 de ori câte 7. Ce fel de... Să știți că sunt foarte multe otrăvuri în lumea aceasta. Și le las pe cele fizice la o parte. Sunt foarte multe otrăvuri care pot să otrăvească mintea noastră. Poate pot să reușesc să otrăvească inima noastră. Să otrăvească tot ce este mai frumos în noi, pentru că lăsăm mintea să zburde la fel și fel, la fel și fel de conspirații care sunt doar în mintea noastră, dar care n-au nicio acoperire în realitate. Și atunci când Elisei aude că împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a început să facă scenarii, nu lasă să fiarbă foarte mult și spune, uite, lasă-l să vină la mine. Lasă-l să vină la mine să știe, să se știe că este un proroc în Israel. Și vă dați seama ce-o fi fost în sufletul lui Naaman. Te duci cu necazul tău și nu ești fără bun simț, nu te duci cu mâna goală. Cel puțin împăratul lui Israel nu s-a uitat ce are în bagaje. Să vadă că merita mai bună, mai multă binețe. Și Naaman se duce, băi, am nimerit rău, acum în ce am picat, ca ce am picat, nu știu cum. Dar bun, mergem până la capăt. Urmează o altă etapă, la fel de ciudată, pentru că aici este o problemă și atunci când ajunge la poarta casei lui Elisei, Elisei face un lucru foarte ciudat. Spune printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Întrebarea mea este, a procedat corect Elisei? Da? Da? V-ar plăcea să vi se ofere tratamentul ăsta? Trebuia încercată credința. Așa este, dar parcă e prea greu. Parcă mergea și puțin anestezie. Mergea și ceva mai blând. Mergea și o întindere de mână. Bine ai venit, Naaman. Cum a fost drumul? Ai băut apă? Ai mâncat? Ești bine? Uite, în 15 minute urmăm procedurile. Ați fost, poate, la spitale. Și ce frumos este când doctorul sau asistenta vorbește. Aproape că te vindeci cu asta. Când te ia în șuturi, culcat, pe partea altă, ridică mâna. Acum lasă jos. E că e groasnic? Nu așa. Și noi știm că, ca și oameni, ca oameni, avem și noi sensibilitățile noastre. Și mai ales că Naaman n-a venit cu asigurarea pe care trebuia să o deconteze asta. El a venit cu cash-ul, cum se zice. Adică, domnule, vin să plătesc, aștept și eu atenție. Un alt aspect. Vi se pare o metodă bună pe care o folosește Elisei ca și metodă de evangelizare? Hmm? Cum așa? A fost perfectă. Dar funcționează peste tot? La noi nu. La noi nu. O cotim și sună rău. Știu și eu, pentru că în foarte multe situații nu știam ce să mai fac, doar să vină la biserică. Dacă ar fi fost nevoie de masaj, făceam. Dacă ar fi fost nevoie de orice, doar să-l atragi, doar să-l apropii, ca să fie bine. Și uneori faci toate astea și zero. Și întrebarea este, cum e bine? Cum e bine? E adevărat, nu putem să spunem că modalitatea aceasta a lui Elisei este una extraordinară. Dar la fel sunt de acord
că metodele siropoase de a atrage oameni, metode din acestea, adică care sunt ieftine, care la un moment dat sunt și false, eu cred că nu și-au locul în relațiile noastre unii cu alții. Eu cred că Elisei a gândit cu cine avem de-a face, cu o doamnă sau domnișoară sensibilă și așa. Nu. Avem de-a face cu un bărbat tare și viteaz. Un bărbat care a trecut prin războaie, care n-are sens să ne purtăm cu lucruri ieftine și siropoase. Și a spus, omule, ai o problemă? Da, am o problemă. Asta e soluția. Păi bine, și atunci începe Naaman. Stai așa. Păi e adevărat că eu vreau vindecare. E adevărat că sunt interesat de binele meu. Dar nu așa? Dacă, cum să spun, așteptam, aveam și eu niște așteptări, aveam și eu, sunt și eu cineva, aștept și eu cineva ca să mai mă laude încă o dată, să spună, domnule, ce mari lucruri ai realizat, să mă ia așa direct? Nu, nu se poate. Și spune foarte clar textul că el s-a hotărât, s-a mâniat foarte tare, de să citim exact. Așa, s-a întors și a plecat plin de mânie. Unde am ajuns? Asta să-mi spună mie? Nu, niciodată. Pentru că eu am în Siria niște râuri mai parfumate, mai curate și mai frumoase, mult mai bune decât acesta. Și acum vine întrebarea. Atunci când ai o problemă și vrei rezolvarea, contează rezolvarea sau modul prin care vine rezolvarea? Să știți că foarte mulți oameni pun accent pe ambalaj. Dacă nu e ambalajul frumos, nu mă interesează conținutul. E o problemă. Și de fapt problema aceasta a fost a lui și a poporului Israel. Pentru că ei doreau să vină Mesia. Tânjeau să vină Mesia. Se rugau să vină Mesia. Și Mesia a venit. Dar n-a venit cum se așteptau ei, cum le plăcea lor. N-a venit așa să meargă în direcția lor, să le spună, bravo băieți, sunteți extraordinari, mergeți mai departe. Ci a venit altfel și știți bine, nu-mi place. Eu vreau ca Dumnezeu să-mi facă ce-mi place. Vreau ca Dumnezeu să-mi facă cum îmi place, când îmi place. Ăsta este Dumnezeu cel mai bun. De asta foarte multe popoare și-au făcut niște chipuri care le spunea, uite, am nevoie de asta, și făceau tot ce-și imaginau și își doreau ei. Numai că Dumnezeu nu este așa. Și aici se mai întâmplă un lucru foarte interesant. Știți că există vorba românească, spune-mi cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. Și există și continuarea, și anume în foarte multe situații, zice, Domnul a fost un om bun, anturajul l-a nenorocit complet. Naaman face un lucru extraordinar. Este înconjurat de niște oameni foarte înțelepți. E adevărat, sunt convins că poate erau sclavii lui, erau oamenii care îi cărau bagajele, care aveau grijă de cai, care aveau grijă ca trăsura să funcționeze bine. Numai că oamenii aceia nu erau ceva de genul să trăi șeful. Cum zice șeful e mai bine. Ce a avut curaj să spună șeful, nu e bine. Și îmi place foarte mult înțelepciunea acestui mesaj. Părinte, spune versetul 13, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Oprește-te din mânie, pentru că știți ce se întâmplă? Atunci când vine mânia, se duce gândirea, se duce rațiunea. În momentul când sunt mânios, totul se vede verde-negru și nu mai pot să observ lucrurile care sunt importante. Iar oamenii de lângă el au avut curajul să spună, șeful, nu faci bine.
E greșit ce faci. Și acum haideți să fim realiști. E bine să ai un prieten lângă tine care spune, nu faci bine? Pentru că tendința este să iei pe cei care spune bravo. Bravo, este extraordinar. Și întotdeauna să spună și mai bine. Iar cei care spună, măi, vezi că nu faci bine, ei, lasă că tu ești invidios, lasă că tu nu știu ce ai. Nu, nu, nu. Un om cu rațiune va ține oamenii lângă el care îi spun și bravo, dar care îi spun, aici nu e bine. Aici greșești. Ești prietenul meu, mă doare, dar ești îmbrăcat urât. Cum să spui prietenului tău că e îmbrăcat urât? Că se supără. El știe bine că îi spun pentru că îl iubesc. Naaman avea astfel de oameni. Oameni care aveau curaj să spună șeful, aici e bine, aici nu e bine. Și Naaman face ceva. Face ceva care nu este deloc simplu. Cedează. El se hotărăște să plece și într-o dată se oprește și spune, bine, fie ca voi. Câți oameni sunt capabili să facă lucrul acesta? Haideți să fim realiști. De multe ori când știm că e o prostie, dar dacă m-a apucat-o, ținem de ea. Uneori, dar mi-e rușine să mă întorc. Mi-e rușine să spun, uite, da, îmi pare rău ce am zis, îmi pare rău ce asta, să mă reculeg și să mă întorc. Dar Naaman, și de aici putem să ne explicăm, un om tare, să știți că oamenii slabi nu se întorc. Oamenii puternici au curaj să spună, da, am greșit când am luat hotărârea aceea. N-a fost bine când m-am hotărât să merg pe drumul ăsta. Am ascultat de prietenii mei și am văzut că e bine ce îmi spun ei. Mă voi schimba și voi lua unde merg, unde trebuie. Și Naaman, deși nu i-a plăcut metoda, și aici vine întrebarea, credeți că este ușoară vindecarea? Uneori când ne gândim la vindecare și în vremea noastră, de cele mai multe așteptăm minuni care eventual să se întâmple în somn. Dom'le, m-am culcat bolnav. Copză? Și dimineața când m-am trezit, nu mai mă durea nimic, sănătos, tund și chiar mai tânăr cu 30 de ani. Da, ar fi ideal. Uneori, ca să fii vindecat, trebuie să treci pe niște etape. Și uneori, din punct de vedere fizic, înseamnă injecții, care dor, uneori înseamnă multe alte lucruri dureroase. Din punct de vedere al vindecării spirituale, e ceva care doare foarte greu. Să calci pe orgoliu. Să calci pe firea ta. Uneori mai bine mori așa cum ești decât să calci pe orgoliu, pe mândrie. Dar cum eu? Niciodată! Eu vă spun, vindecarea nu e un lucru ușor. Vindecarea e un lucru complicat. Eu am ceva experiențe cu operații. Am 3 până la momentul ăsta. 2 dintre ele le-am făcut, una pe la 10 ani și una pe la 11. Și mi-amintesc când am făcut operația pe la 10 ani de apendicită, s-a nimerit însă fie un salon, un nene de pe la zona de munte a județului Dâmbovița, care a venit cumva internat în spital, dar foarte grăbit. Și atunci când a venit doctorul la vizită, a spus așa, le țin minte și acum aș vrea să le țin minte o veșnicie. Domnul doctor, vreau să mă operați și pe mine ca domnul, repede, ca în 3 zile să mă duc acasă, că eu am fân pe câmp, eu trebuie să-l strâng și am treabă, n-am de stat aici. Doctorul a tăcut, n-a zis nimic, numai că problema lui nu era apendicita. Problema lui era un ulcer. Ulcer foarte complicat, care avea nevoie de intervenție chirurgicală, care clar nu însemna 3 zile pleci acasă la fân. Eu am crezut că glumește, că omul era chiar glumeț, adică n-avea probleme.
Dar a insistat: domnul doctor, pe mine mă operez ca pe cutare. Că eu în 3 zile trebuie să ajung la fân. Și la un moment dat doctorul a spus: domnul, problema dumneavoastră nu e ca locutare. Problema dumneavoastră este mai gravă. Și mă tem că cel puțin o lună veți sta aici. Și când a auzit omul la foc: nu există, eu plec acasă. Și doctorul a spus: ok, semnează și pleci acasă, ești liber. Și eu stăteam uitându-mă din patul meu și zic: ei, cedează. Știți că omul nostru n-a cedat? În ziua aceea s-a dus, a semnat și a luat bagajele și a plecat și spune de noi în salon: niște proști și ăștia. Nu știe ce trebuie să-mi facă. Ei zic altele. Și a plecat acasă. Oare eu fi fost bine? Eu cred că trebuie să lăsăm pe doctor să ne ajute. Eu cred că trebuie să lăsăm pe marele medic să ne dea soluția, chiar dacă avem treabă, chiar dacă avem multe lucruri de rezolvat. Și lucrul acesta nu este simplu. Aici se mai întâmplă ceva și vreau să mai punctez cu această închei. Naaman intră în apă. Vă dați seama ce emoții, ce stres, ce lupte în el. Era cu lepră pe el. Acum nu știu dacă toată pielea lui era plină de lepră sau erau doar anumite porțiuni. Numai că ne putem gândi la o situație. Intră în apă și să zicem că avea pe mână 20 de bube din acelea și când a ieșit de prima dată din apă, se uită și zice: din 20 mai sunt 18. E bine. Intru și a doua oară. Cum a fost? A intrat odată? S-a uitat? La fel. Poate n-am intrat bine. Intru și a doua oară și nimic. Și a treia oară și nimic. Spuneți-mi, după ce faci anumite lucruri și nu se întâmplă nimic, nu-ți vine să renunți? Prietene, am înțeles că nu m-a primit, mi-a zis du-te la Iordan. Am venit, de 3 ori am intrat, uite și a patra, uite, ți intru și a patra oară. Chiar nu se vede nimic? Tratamentul era de 7 ori. Da, poți să faci anumite lucruri și să nu se vadă nimic. Și întrebarea este să te oprești acolo? Știți care este problema? Știți ce înseamnă cuvântul 7? Și aici are o simbolistică. De ce Dumnezeu i-a zis de 7 ori și nu i-a zis de 10 ori? Practic, 7 înseamnă desăvârșit. Am putea spune pe deplin, maximul posibil. Practic, dacă vreți, la Naaman este: Naaman, vrei să fii vindecat? Umilește-te pe deplin. Pune-te și fă ce spune Dumnezeu pe deplin. Pentru că există foarte mulți oameni care spun: eu aș vrea să fac ce spune Dumnezeu parțial, de 6 ori. Cu ce l-ar fi ajutat pe Naaman dacă ar fi făcut de 6 ori? Cu absolut nimic. Nu ajută cu nimic dacă vii la Dumnezeu și nu te predai pe deplin. Ci doar de 5 ori, eventual de 6 ori, și m-am oprit. Ai făcut degeaba. Și știți, una dintre problemele lui Iuda nu a fost că el era un om rău, că era un om ticălos, ci Spiritul Profetic spune că una dintre marile probleme ale lui Iuda este că el nu s-a convertit niciodată pe deplin. El a spus: e suficient de 5 ori și gata. Dar a făcut degeaba. E degeaba. Mai este un alt aspect. Vedeți că sunt multe lucruri care am putea spune le facem aparent degeaba. Dar nu sunt degeaba.
Venim la biserică în sabat. Este degeaba? Sau nu este degeaba? Poate să fie și degeaba. Sunteți de acord cu mine? Da. Dacă vin doar de 5 ori, înțelegeți ideea. Adică vin, dar mă opresc. Nu intru pe deplin. Nu sunt cu Dumnezeu pe deplin, ci destul de mult, mai mult ca alții oricum, dar nu sunt pe deplin. Într-o familie, într-o căsnicie, credeți că lucrurile funcționează dacă unul din ei nu este pe deplin dedicat familiei? Spune, dragul, 80%. Nu e suficient? Nu e suficient. Dacă vrei să funcționeze ceva legat de mântuirea noastră, legat de relația noastră cu Dumnezeu, ori este pe deplin, ori faci degeaba și poți să pupi icoane, poți să pupi tablouri, poți să stai pe genunchi, poți să faci multe lucruri, dar dacă nu este pe deplin cu Dumnezeu, este degeaba. Și haide să nu ne păcălim. Am văzut cazuri și spun că mă doare sufletul de oameni care îmi spun cu mândrie, de 60 de ani sunt botezat. În regulă. E o realizare, nu pot să neg lucrul acesta. Dar și eu văd că e degeaba. Nu mai zic Dumnezeu. Câtă răutate, câtă tâlhărie la un moment dat, câte păcate în 60 de ani. De ce? Pentru că nu este pe deplin. Atunci când m-am botezat eu, și eu am niște zeci de ani de la botez, din 91 m-am botezat, s-a întâmplat ca la momentul când eu m-am botezat să fim mult mai mulți. Cred că eram vreo 25 de persoane. Și la momentul acela s-a botezat și un unchi de-al meu. Un unchi așa, deci un cumnat de-al lui mamaie mea, cum ar fi. Un om care a stat mulți, zeci de ani, toată viața lui în lume și așa mai departe și a zis că vrea să primească credință. Și mi-amintesc că atunci când a fost botezul, el a fost primul care a intrat în apă după ce au fost surorile și când l-a botezat pastorul, a rămas un smoc de aici din cap, nebăgat în apă. Și am zis, nu s-a botezat de tot. Știți că am avut dreptate? Pentru că s-a întâmplat ca familia mea să aibă grijă de unchiul acela și unchiul acela a murit în comă alcoolică. L-am văzut de zeci de ori cu chef de vorbă și cu nasul roșu. Și nu-mi imaginam de ce. Ascundea niște sticle sub pat și după ce a decedat, în toate colțurile de casă am găsit țuică, vin și toate cele. Și mi-am dat seama. Acum, nu știu dacă smocul e problema. Ci clar, ceva a fost nu 100%, nu la maxim. Ce a fost, s-a lăsat de multe, dar n-a fost pe deplin. Naaman a avut tăria să intre de 7 ori, să intre la maxim, să intre până la capăt. Și s-a întâmplat ceva. A fost vindecat. Vreți să primim vindecare de păcatele noastre, de răni care sunt pe sufletul nostru și care ne macină? Și iar o spun din propria experiență, am întâlnit persoane care de zeci de ani au o rană pe suflet nevindecată pentru că cineva i-a greșit. Poate Dumnezeu să vindece și asta? Poate. Dar intră în Iordan până la capăt. Pe deplin. Și minunea se întâmplă. Naaman este, arată pielea lui, spune foarte frumos textul, ca unui copilaș. Vă dați seama ce face Dumnezeu? Este extraordinar. Și omul spune, uite, da, eu am venit cu niște bagaje, am venit cu o avere. Vreau să plătesc. Vreau să
Să mă achit de ce mi s-a făcut. Ce răspuns primește? Asta nu-i cu bani. Cum adică nu-i cu bani? Trăim într-o lume în care totul e cu bani. Oare chiar totul se plătește? Oare totul se poate cumpăra cu bani? Ei, am bani, în două zile mă însor. Uneori merge. Dar nu-i familie. Sunt multe lucruri la care banii n-ajută. Sunt lucruri care sunt de suflet. Sunt lucruri care vin de la Dumnezeu. Care nu sunt cu bani. Oricât ai avea, poți să rămâi cu ei și eventual cu lepra, dar sunt lucruri care trebuie să înțelegem că se rezolvă altfel decât cu bani sau cu daruri. Iar Naaman a fost șocat și de lucrul acesta. Numai că el a declarat ceva, și asta este concluzia pe care ar vrea să o văd. Am venit aici, la început mi-am pus mâinile în cap, ce am pățit cu împăratul, ce am pățit și la poartă, la Elisei. Dar acum văd că aici este Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu în locul acesta, lângă tine, Elisei. Am văzut pe Dumnezeu aici. Și îmi permit întrebarea, dacă cineva vine de nu știu pe unde aici, îl vede pe Dumnezeu? Îmi doresc din tot sufletul ca Dumnezeu să fie aici, să fie în inimile noastre, să fim vindecați, pentru că sunt convins că fiecare dintre noi avem nevoie de vindecare. Avem nevoie să avem sufletul, mintea noastră ca unui copilaș care gândește condus de Duhul Său cel Sfânt. Și mai mult decât atât, cred că putem să ajutăm și pe alții să găsească vindecare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute ca lecțiile acestea. Și mai revin la un lucru. Haideți să băgăm în seamă pe cei mici. Poate că cel mic nu este doar cel care are 7 sau 8 ani. Poate că cel mic este și cel care are 40 de ani, dar noi îl considerăm mic. Dumnezeu vorbește prin multe, dar mai ales ca familii, haide să ne ascultăm pe cei mici. Și mai mult decât atât, cred că într-o lume bolnavă, Dumnezeu are soluții viabile pentru problemele noastre și mai ales pentru mântuirea noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Amin. În numele Domnului Iisus, închidă serviciul divin prin imenul 251. Thank you.
Tatăl nostru care ești din ceruri, îți mulțumim că ai fost cu noi și în seara aceasta și ne-ai vorbit despre o lume bolnavă. Recunoaștem lucrul acesta și vedem și trăim în ea. Îți mulțumim, Tată Ceresc, că într-o lume atât de bolnavă ai trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos ca să ne arate și să ne spună că putem fi salvați, putem fi vindecați dacă ascultăm de cuvântul Lui. Ajută-ne să luăm aminte și să nu obosim în așteptările noastre, ci să rămânem încredințați că ce-a promis Domnul nostru se va împlini. Credem în Tine, Tată, și ne lăsăm conduși de mâna Ta bună. Rămâi cu noi, Te rugăm, și ajută-ne să nu greșim niciodată, să ne depărtăm de Tine sau să fugim de lângă Tine. Îți mulțumim prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin.